Dacă zicem că nu avem păcate și nu singuri și adevărul nu este în noi, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe orice neprihănire. Să ne mărturisim păcatele noastre înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru. Atotmilostivule Dumnezeu, mărturisim înaintea Ta că suntem prin natura noastră păcătoși și murdari. Am păcătuit împotriva Ta cu gândul, cu cuvântul și fapta, prin ceea ce am făcut, dar și prin ceea ce am lăsat de făcut. Ne-am iubit pe tine cu toată inima noastră și ne-am iubit la faptele care ne-am iubit. Pe drept, pe intră pe viața Ta, atât în prezent, cât și pe vederea Ta. De dragul Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, ai milă Dumnezeule de noi, iartă-ne, renumește și celor veșnice, astfel încât să ne găsim să cerem voia Ta și să umblăm în calea Ta pentru gloria Numelui Tău. Amin. Atotputernicul Dumnezeu, mila Sa a dat pe Fiul Său să moară pentru voi și de dragul lui Dumnezeu, vă iartă toate păcatele voastre. Tuturor acelora care cred în Iisus Hristos, le-a dat puterea să devină copii ai lui Dumnezeu și le-a dăruit Duhul Sfânt. În urma mărturisirii voastre și a pocăinței, eu ca un slujitor de vrei, dar chemat și dăruit prin autoritatea lui Iisus Hristos, vă iert toate păcatele voastre în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Cerul mie vorbesc despre slava lui Dumnezeu și fima mea iubestește lucrările mâinilor sale. Ziua încredințează zilei mesajul, iar noaptea transmite nopții cunoașterea. Nu e vorbire, nu sunt cuvinte ale căror glasul să se poată auzi. Și totuși în vocea lor scăpate tot pământul, vestea lor arde ajunge la marginile lumii. În miere, acolo a fixat un cort pentru soare și el ca un mire ies din camera sa în țiară, se bucură ca un viteaz ce aleagă pe cale. Răsarea în capăt al cerurilor și le se bate până la celălalt capăt și nimic nu se poate ascunde în căldura lui. Legea Domnului este desăvârșită, înviorează sufletul, mărturia Domnului este adevărată, îl face înțeleg pe cel neștiutor. Oriunduile Domnului sunt drepte, poruncile Domnului sunt strălucitoare, luminează ochii. Teara Domnului este curată, rămâne pentru totdeauna, judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Ele sunt mai dulci decât aurul și decât mult aurul curat, mai dulci decât mierea și decât fagurile proaspăt. Slujitorul Tău este înmistuit prin ele pentru cel care le păzește, răsplata este mare. Cine își dă seama de greșelile făcute, vine atenție. Curăță-mă, Dumnezeule, de păcatele ascunse. Mai presus de toate, păzește-l pe slujitorul Tău de mântuire, ca ea să nu stăpânească niciodată.
înțeleg că lui Dumnezeu. Ai milă, Doamne! Pentru conducătorii acestei țări și întregii lumi, pentru ca ei să ne conducă după voia lui Dumnezeu, să ne rugăm lui Dumnezeu. Ai milă, Doamne! Pentru eliberarea noastră din păcat, din nevinicii și pentru salvarea noastră din slăbiciunile cu care ne confruntăm, să ne rugăm lui Dumnezeu. Ai milă, Doamne! Pentru salvarea noastră din pericole și pentru ajutorul nevoile noastre, să ne rugăm lui Dumnezeu. Ai milă, Doamne! Pentru toți credincioșii dinaintea noastră și toți aceia de ajutor care sunt aprobuți Domnul Iisus Hristos în împărăția lui Dumnezeu, să îi mulțumim. Prima citire din această duminică, a șasea duminică după Sfânta Trăime, este din Cartea Exodului, de la capitolul numărul 20. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din țara robiei, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip ciopit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai jos decât pământul.
Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeul tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cei ce va lua în deșert numele Lui. Aduți aminte de ziua de odină ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile, să-ți faci lucrul tău, dar în ziua a șaptea, dar ziua a șaptea este ziua de odină închinată Domnului Dumnezeului tău, să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici copul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, și în ziua a șaptea s-a odihnit de aceea, a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Cinstește pe tatăl și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Să nu ucizi, să nu prea furbezi, să nu furi, să nu mântuisezi câmpul împotriva aproapelui tău, să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robului, nici vaba lui, nici boului, nici măgarului, nici un alt lucru care este al aproapelui tău. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Mărire ție, Doamne! Ce vom zice tare? Să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbăcat de puterea Lui, în așa fel încât să nu mai fim robi ai păcatului. Că și ne-am murit de drept, este izbăvit de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El. Întrucât știm că Hristos înviat din morți nu mai moare, moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui. Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat odată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi înși vă socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Mărire-ți, Doamne! Poate-te cu Duhul tău după bunătatea ta și învață-mă în mâinile tale. Eu sunt Duhul tău, dă-mi începe să cunosc învățăturile tale. Aleluia! 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 Citirea din Sfânta Evanghelie pentru astăzi este din Evanghelia Sfântului Apostol Matei, de la capitolul numărul 5. Slavă ție, Doamne! Să nu socotiți că am venit să desfințez legea sau profeții. Nu am venit să desfințez, ci să împlinesc. Căci, adevăr vă spun, mai înainte de a trece cerul și pământul, nici o iotă și nici o linioară nu va trece din lege, până nu se vor împlini toate. Așadar, cel care va încălca una dintre aceste porunci mai mici și va învăța astfel pe oameni, va fi numit cel mai mic în împărăția cerurilor.
Dar dacă cineva le va primi și va învăța astfel, acela va fi numit mare în Împărăția Cerurilor. Căci vă spun, dacă dreptatea voastră nu va întrece cu mult pe cea a cărturarilor și a fariseilor, nu veți intra în Împărăția Cerurilor. Ați auzit că s-a spus celor din vechime să nu ucizi. Dacă cineva comite o crimă, va fi condamnat la judecată. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va fi condamnat la judecată. Dacă cineva îi spune fratelui său prostule, va fi condamnat de sinedriu. Dacă cineva îi spune nebunule, va fi condamnat la focul ghienei. Așadar, dacă îți aduci darul la altar și acolo îți amintești că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă acolo darul tău în fața altarului, du-te, împacă-te cu mai întâi cu fratele tău și apoi venind oferă-ți darul. Pune-te înapoi cu dușmanul tău repede cât timp mai ieși cu el pe drum, ca nu cumva dușmanul să te dea pe mâna judecătorului, iar judecătorul gardianului și să fie aruncat în închisoare. Adevărul spun că nu vei ieși de acolo până când vei restitui ultimul bal. Aceasta este Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Să rostim împreună crezul bisericii noastre, crezul de la Nicea. Cred în Domnul Dumnezeu, Tatăl la tot puternicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor suflelor și nerostelor, și în unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care în Tatăl s-a născut, mâine de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat, născut i-a nu creat de o ființă cu Tatăl, prin care doar s-a făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a sămbunit în cer, s-a însăpat la Dumnezeu Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub consulat, a ultimit și s-a îngropat, a înviat la treia zi după Scripturi. S-a sărit la cer și a dat dreapta Tatălui și iarăși va veni după mine să judece pe cei vii și pe cei morți. A păcălui împărăție nu va avea sfârșit. Și în Duhul Sfânt, și în locul de viață de tot Domnul, care de la Tatăl și de la Fiul concede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și și prea iubit, care a venit prin proroci. Și în ciuna sfântă, a tot cuprinzătoare și apostolică biserică, mă rog, Dumnezeu,
iubirea lui Dumnezeu, dragii mei, am ajuns astăzi în cea de-a șasea, duminică după Sfânta Treime, iar predica pentru această duminică este fundamentată pe textul pe care l-am citit din Evanghelia Sfântului Apostol Matei, de la capitolul numărul 5, versetele de la 17 și până la 26. Dragii mei, astăzi constatăm faptul că cei mai mulți creștini au o înțelegere defectuoasă cu privire la ceea ce este legea lui Dumnezeu și cu privire la care este rolul ei în mântuirea omului. Marea majoritate a bisericilor creștine din prezent practică în mod direct sau indirect, predică în mod direct sau indirect, faptul că mântuirea omului este dependentă de anumite fapte de ascultare a poruncilor lui Dumnezeu. Confuzia merge, din păcate, mult mai departe, astfel încât găsim, vorbindu-se astăzi despre legea cea veche, cu referire la Decalog, la legea celor 10 porunci, și despre legea cea nouă, cu privire la poruncile date de către Domnul Iisus Hristos și pe care cei mai mulți creștini le consideră astăzi ca fiind parte integrantă a Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Una peste alta, putem spune faptul că majoritatea covârșitoare a bisericilor creștine din prezent sunt biserici care predică și trăiesc această confuzie nefericită dintre lege și Evanghelie. Din acest motiv, cred că este extrem de important pentru Biserica lui Hristos să poată articula o învățătură corectă cu privire la distinția dintre lege și Evanghelie și cu privire la modul în care acestea sunt implicate în mântuirea omului. Despre legea lui Dumnezeu, Sfântul Apostol Paul ne spune faptul că nu este nici rea, nici arbitrară, după cum citim în Roman, capitolul 7, legea este sfântă, iar munca este sfântă și dreaptă și bună. Lucrul acesta este foarte adevărat, deoarece această lege întruchipează voia lui Dumnezeu, iar voia lui Dumnezeu pentru om este exprimată de către Sfântul Apostol Paul prin cuvintele pe care le spune 1 Tesaloniceni, capitolul 4, aceasta este voia lui Dumnezeu, sfințirea voastră. Astfel, ca o definiție, putem să spunem faptul că legea lui Dumnezeu reprezintă o exprimare a sfințeniei lui Dumnezeu, o sfințenie pe care legea o cere de la fiecare om în parte, după cum citim în 1 Petru, capitolul 1, așa cum este sfânt cel care v-a chemat, deveniți și voi sfinți în toată purtarea voastră, pentru că este scris, fiți sfinți, pentru că eu sunt sfânt. Vocea legii lui Dumnezeu este cea care ne spune și în pericopa noastră de astăzi, la versetul numărul 20, dacă dreptatea voastră nu va întrece cu mult pe cea a cărturarilor și a fariseilor, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu poruncește ca noi să trăim o viață de dreptate completă după standardele lui Dumnezeu, jumătățile de măsură, dragii mei, fiind considerate eșecuri. Din prisma legii, a fi sfânt înaintea lui Dumnezeu nu reprezintă o opțiune pentru noi, ci reprezintă o obligație. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu nu a lăsat ca omul să decidă de unul singur care este standardul de sfințenie dorit de către Dumnezeu, ci Dumnezeu însuși a pus legea sa în inima omului, după cum citim în cartea Sfântului Profet Isaia, Ieremia, la capitolul 31, unde mi se spune, voi pune legea mea înăuntru lor și în inima lor o voi scrie, eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. În acest fel, fiecare om a fost conștientizat de ceea ce Dumnezeu vrea de la el și fiecare om știe din prima clipă a existenței sale care este voia lui Dumnezeu cu privire la sfințenie. Sfântul Apostol Paul întărește acest lucru spunând în Romani, capitolul 1, faptul că toți oamenii cunosc cele drepte ale lui Dumnezeu. Iar acest lucru se întâmplă deoarece legea lui Dumnezeu este cea care vorbește conștiinței umane, chiar dacă omul natural urăște și se împotrivește. Pentru a înțelege mai bine cum lucrează legea lui Dumnezeu, este suficient să ne întoarcem în grădina Edenului, unde vedem faptul că Dumnezeu i-a poruncit omului să facă voia sa, spunând în Geneza, capitolul 2,
Din toți pomii grădinii poți mânca, însă din pomul cunoașterii binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri. Privind la această poruncă, putem să remarcăm modul în care legea lui Dumnezeu este compusă din două mari lucruri. În primul rând este compusă din obligația pe care omul trebuie să o împlinească cu strictețe, dar, de asemenea, este compusă și din consecințele pe care omul le va suferi dacă va eșua în ascultarea sa. Pedeapsa pentru încălcarea legii lui Dumnezeu este clară în Geneza capitolul 2. Vei muri. Sentință confirmată și de către Sfântul Apostol Paul, care spune în Romani capitolul 6, răsplata sau plata păcatului este moartea. Știm din revelația Cuvântului lui Dumnezeu faptul că Adam și Eva, protopărinții noștri, au preferat să asculte mai mult de glasul diavolului decât de porunca lui Dumnezeu. Prin gestul lor de rebeliune, ei au călcat legea lui Dumnezeu care spune să nu ai alți Dumnezei în afară de mine, după cum am citit și textul din Vechiul Testament de astăzi, la Exod, capitolul 20. Consecința sumbră a neascultărilor este exprimată în următoarele cuvinte ale legii pe care le găsim în Deuteronom, capitolul 27, unde ni se spune, blestemat este cel care nu este statornic în cuvintele legii acestea ca să le plinească. Sfântul Apostol Paul ne spune faptul că, datorită păcatului, acest blestem al legii s-a întins asupra întregii omenii. După cum citim în Roman, capitolul 5, unde se spune, printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, și astfel moartea a trecut la toți oamenii, pentru că toți au păcătuit. Dragii mei, legea lui Dumnezeu nu este ceva care este valabil astăzi și n-ar mai fi valabil mâine. Sfântul Apostol Paul ne vorbește despre valabilitatea legii, spunând în Roman, capitolul 7, astfel, legea are putere asupra omului cât timp acesta este în viață. Astfel, niciun om nu poate evita sub nicio formă autoritatea pe care legea o exercită asupra lui. Mai mult, în textul Evangheliei pentru astăzi, Hristos însuși ne spune faptul că să nu socotiți că am venit să desfințez legea sau profeții. Legea rămâne așadar mereu valabilă pentru om, iar afirmația legii, dacă dreptatea voastră nu va trece cu mult pe cea a cărturarilor și a fariseilor, nu veți intra în împărăția cerurilor, este la fel de valabilă pentru absolut fiecare dintre noi. Prin aceste cuvinte, Domnul ne spune faptul că sfințirea noastră trebuie să fie una totală și nu doar una care să afecteze manifestările noastre exterioare, așa cum știm foarte bine că se întâmpla în cazul fariseilor. Legea nu stăpânește doar asupra ceea ce noi facem la exterior, ci legea stăpânește și asupra interiorului nostru și cere o supunere a întregii noastre ființe, după cum Hristos însuși ne spune în pericopa noastră, ați auzit că s-a spus celor din vechime să nu ucizi. Dacă cineva a comis o crimă, adică un act exterior, va fi condamnat la judecată. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său, care este un act interior, va fi condamnat în aceeași măsură ca și cel care ucide. Dacă cineva îi va spune fratele său nebunule, va fi condamnat în focul ghienei. Astfel, legea lui Dumnezeu este ceea ce citim în Evrei, capitolul 4, o unealtă divină care pătrunde până la despărțirea sufletului și a Duhului, a încheieturilor și a mădurii și judecă sentimentele și gândurile inimii. Așadar, nu este nimic ascuns în ființa noastră pe care legea lui Dumnezeu să nu îl scoată la iveală și să nu îl condamne. De aceea spune Sfântul Apostol Paul în Roman, capitolul 3, ceea ce spune legea o spune celor care sunt sub lege, pentru ca orice gură să fie închisă și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Așa încât prin faptele legii nu va fi justificat, nu va fi mântuit nici un om înaintea lui Dumnezeu. Dacă legea lui Dumnezeu descoperă omenirea, întreaga omenire ca fiind păcătoasă și vinovată înaintea lui Dumnezeu, iar dacă Domnul Iisus Hristos ne spune în textul Evangheliei de astăzi, dacă dreptatea voastră nu va trece cu mult pe cea a cărturarilor și a fariseilor,
nu veți intra în Împărăția Cerurilor. Cum mai poate un om să nădăjduiască la Împărăția lui Dumnezeu? Legea pare să fie pe decuvânt acea unealtă a lui Dumnezeu care ne închide ușa cerului, după cum Sfântul Apostol Paul spune în Roman, capitolul 7, când a venit porunca, a început să trăiască păcatul, iar eu am murit și porunca dată spre viață mi s-a descoperit că este spre moarte. Privind la aceste afirmații, nu putem decât să strigăm plin de disperare al asemenea Sfântului Apostol Paul, care spune în Roman, capitolul 7, om nefericit ce sunt, cine mă va elibera din acest trup al morții? Cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, vorbește despre mântuire. Dar nu vorbește despre faptul că această mântuire ar veni prin dreptatea pe care o aduce sau o cere legea. Din contră, în Roman, capitolul 3, Sfântul Apostol Paul spune foarte clar, prin faptele legii nu va fi mântuit nici un om înaintea lui Dumnezeu. Despre mântuirea omului, Sfântul Apostol Paul spune astfel în Roman, capitolul 3. Acum însă, dreptatea lui Dumnezeu s-a revelat în afara legii, fiind mărturisită de lege și de profeți. Acea dreptate a lui Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți aceia care cred. Dreptatea aceasta despre care vorbește Sfântul Apostol Paul este una care vine din afara omului. Este o dreptate pe care omul nu o lucrează personal, ci este o dreptate pe care Dumnezeu o dă prin Hristos. Această dreptate care vine în și prin Hristos nu este să o dreptate care vine împotriva legii lui Dumnezeu, o dreptate care sfidează legea lui Dumnezeu. Mântuitorul însuși spune faptul că nu am venit să desfințez legea, ci să împlinesc legea. Astfel, Scriptura ne spune faptul că Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea noastră, întrupat prin puterea Duhului Sfânt, din pântecul Sfintei Fecioare Maria, nu pentru a distruge legea lui Dumnezeu, ci pentru a fi Cel care împlinește această lege, Cel care va face ceea ce oamenii nu au fost în stare să facă. Astfel, avem în vedere ceea ce Biserica noastră numește ascultarea activă a lui Hristos. Domnul Iisus Hristos, Fiul omului și Fiul lui Dumnezeu, în același timp, a împlinit în mod perfect legea lui Dumnezeu, după cum spune Sfântul Apostol Petru, în 1 Petru, capitolul 2, El care nu a săvârșit păcat și nici nu s-a greșit în înșelăciune în gura Lui. Este vorba despre o ascultare perfectă de lege, dragii mei. Fapt recunoscut și afirmat public, chiar și de către justiția umană, coruptă, care, prin gura lui Ponțiu Pilat, spune, eu nu găsesc nicio vină în el, după cum citim în Ioan, capitolul 19. Această ascultare de lege, Hristos a lucrat în locul nostru, ca substitut al nostru. Apoi, Evanghelia lui Hristos ne vorbește despre ascultare pasivă pe care Hristos a împlinit-o tot pentru noi. Ascultarea pasivă este cea prin care Hristos a luat asupra sa toate păcatele lumii și a plătit plata cerută de către lege pentru aceste păcate ale noastre. Ascultarea pasivă este cea despre care Scriptura ne vorbește în 2 Corinteni, capitolul 5, unde citim în felul următor. Pe Cel care nu a cunoscut păcat, El a făcut păcat de dragul nostru, pentru ca noi să devenim justificarea lui Dumnezeu în El. Ascultarea pasivă vorbește despre modul în care Hristos însuși a plătit cu propriul Său sânge pentru vina păcatului nostru. Toată această ascultare a oferit-o lui Dumnezeu Tatăl de bunăvoie. A fost planul lui Dumnezeu așadar ca Fiul Său să sufere pedeapsa pe care legea a rostit-o împotriva păcătosului. Sfântul profet Isaia ne spune în Isaia capitolul 53, Domnul a făcut să cadă asupra lui păcatele noastre ale tuturor. Luând astfel asupra lui păcatele fiecare dintre noi, suferind pedeapsa legii pentru ele, Hristos a devenit ascultător Tatălui Ceresc. Dar mai mult decât atât, Hristos a lucrat justificarea pentru noi. Astfel, prin ascultarea sa activă și pasivă, adică ascultând perfect de lege și dându-și viața ca plată pentru păcatele noastre, Hristos a împlinit acea dreptate
despre care El însuși spune că o va trece cu mult pe cea culturalilor și a fariseilor. Această dreptate este pusă de către Dumnezeu de fiecărui om care crede în Hristos, după cum citim în Ioan capitolul 3, unde ni se spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe Fiul Său unul născut, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Sfântul Apostol Paul spune că toți suntem fii ai lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos, după cum citim în Galaten 3. Noi nu suntem fii ai lui Dumnezeu datorită unei dreptăți pe care o câștigăm ascultând de lege sau de porunci, ci Scriptura spune clar, prin faptele legii nu va fi justificat niciun om înaintea lui, căci prin lege vine numai cunoașterea păcatului, capitolul 3. Suntem însă cu adevărat fii ai lui Dumnezeu pentru că noi credem cuvântul Evangheliei care spune în 1 Timotei capitolul 1 Hristos Iisus a venit în lume ca să-i mântuiască pe cei păcătoși. Noi suntem fii ai lui Dumnezeu pentru că știm că dreptatea lui Hristos este dreptatea care întrece cu adevărat cu mult pe cea culturalilor și a fariseilor. Este dreptatea perfectă a lui Dumnezeu și este a noastră prin credința în promisiunea pe care Dumnezeu însuși ne-o dă în Evanghelia Sa. Iar Evanghelia Sa vine la noi în cuvânt și în sacramente, locul unde Dumnezeu este prezent cu noi și pentru noi și ne iartă păcatele noastre. Pacea lui Dumnezeu care trece orice pricepere să fie cu voi toți. În Hristos Domnul nostru. Amin. Amin. Te rugăm de asemenea, Dumnezeu,
noștri din Italia. Îți amintim de asemenea și pe frații noștri din Bulgaria, Ivo Lazaru, Cristo Cotse, Dimitri Șișcov, Virginia Goranova, Nicola Mitre, Altul Bojinov și toți cei aflați acolo. De asemenea, te rugăm și pentru Gabriel și familia lui din Danemarca. Doamne, mila ta, ascultă Dumnezeu. Te rugăm, Doamne, Dumnezeu, și pentru toți aceia aflați în suferință dintre noi, te rugăm pentru Florica, pentru Elie, în mod special pentru tata, care a dat aceasta și pentru mama, Ivo, ca tu să vină cu despre fiecare parte, te rugăm pentru sora lui Cristi, te rugăm, Doamne, Dumnezeu, pentru toți aceia care suferă și ai vrut să intervim o special ca să faci ca această epidemie să ia sfârșit în lume, ca lumea să se bucure din nou și să laudă lumea tot ce spune. Doamne, în mine aproape, te rugăm de asemenea pentru autoritățile statului în care tu ne-ai pus să trăim, te rugăm în mod special să-i ajungi, să aibă înțelepciune și putere să gestioneze bine situația în care România se află, alungă tu din inima lor o cercetativă de minciună, de manipulare și fă, Doamne, să nu folosească acest popor pentru interesele lor personale. Întărește și președinte, guvernul, parlamentar, pentru cei din administrația locală, reputează de medici, de profesori, cu cei care asigură siguranța, din poliția, pompieri, în armată și binecuvântează fiecare român care își aduce aportul pentru ca această țară să prospere. Doamne, lumina ta, îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru toți aceia dragi doar care astăzi sunt în împărăția ta, la masa ta, că ne putem să învățăm de la ei calea credinței și noi să umblăm în această cale a credinței, iar când timpul nostru va sosi, să ne alăturăm lor în împărăția ta care nu are sfârșit. Prin Iisus Hristos, Domnul nostru și Mântuitorul nostru, care vă vește împreună cu tine și cu Duhul Sfânt, un singur Dumnezeu adevărat, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, cum și cu voia și Lui Cerecilor. Amin. Domnul să fie cu voi. Ridicați-vă inimile la ceruri. Să lăudăm pe Domnul Dumnezeul nostru. Adevărat, credincioșul Mântuitorului este să-ți aduce mulțumiri cu grație. Părinte Sfânt și Dumnezeu atotputernic, prin Fiul Tău Iisus Hristos, pe care L-ai trimis în lume spre mântuirea noastră, prin moartea Lui s-a depărtat păcatelor și prin învierea Sa viața veșnică, prin El îngerii laudă slava ta, cerurile și pământul te preamănesc într-un singur glas. De aceea, împreună cu Sfinții Îngeri și Arhanghel și cu întreaga oștire a cerului, închinându-ne ție să te preamărim fără încetare. Să facem acest lucru.
mântuirea ta, primește rugăciunile noastre, Doamne, și păstrează-ne în harul tău. Doar din tine, Tatăl nostru, să fie toată slava, onoarea și închinarea cu Fiul și cu Duhul Sfânt, un singur Dumnezeu, acum și în lumea și în vecii veșilor. Amin. Oh,
ziua pentru Dumnezeu de atât puternic, că ne-ai întâlnit prin aceste daruri vindecătoare și te rugăm prin mila ta, ca prin aceste daruri credința noastră în tine să se tărească, precum și iubirea noastră față de semenii noștri, te rugăm prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care împreună cu tine și Duhul Sfânt, viețuiește și domnește, acum și pururea și în veci, în veci, Domn. Amin. Domnul să